Bună ziua, doamnelor, domnilor, copiilor, părinților, bunicilor. Vă salut pe toți, sunt Alex Bogdan, tati part-time, dar mă pregătesc să fiu tati full-time la un moment dat. Cum vrei? Te salut, te Bogdan, salut și eu, te salut, și salut. Mulțumesc pentru invitație. Da, deci iată, doi sportivi de performanță, unul mai de performanță ca celălalt. Pe lângă alta performanță, sportul în primul rând înseamnă sănătate. Sănătate, exact. În primul rând, pentru copii și mai departe, odată ce înțeleg că sportul trebuie să facă parte din viață și o practică ca și stil de viață sănătos, cu atâta vor fi mai sănătoși, mai educați, mai disciplinați. De ce pare că pentru părinți performanța sau sacrificiile care implică acest nivel de performanță sperie din ce în ce mai mulți părinți și zic, asta, stai aici, ia tableta, stai pe tableta cum te duci tu să faci mișcare. Acum suntem prea protectori. Mm-hmm. Și asta nu-i spre binele copiilor. Pentru că ei trebuie să încerce pe pielea lor foarte multe lucruri ca să învețe. Atâta timp cât noi îi protejăm tot timpul, ei niciodată nu o să încerce ei singuri, nu o să prindă încredere în ei, nu o să știe care, până unde sunt limitele lor, uh-huh, când poate să le depășească. E foarte important să sprijin copilul acolo unde îi place lui, unde are pasiune. Acolo unde există pasiune, uh-huh, și un pic de talent, acolo să-ți încurajezi copilul să meargă în direcția. Țin tot timpul să mă întorc la chestia asta, oameni buni, faptul că copilul se apucă de un sport, asta îl ajută în absolut orice profesie și alege el după aia. Adică și de răbdare și într-adevăr. Uite, spre exemplu, eu primele medalii importante la campionatele europene le-am obținut după 10 ani sau 11 ani de activitate. M-a ținut pasiunea, mi-a plăcut foarte mult. M-am regăsit, îmi plăcea să împart pasiunea mea cu alți colegi, nu știu, mi-a plăcut, asta m-a ținut acolo. Și e important, dacă vezi copilului că îi place o anumită activitate, e bine să-l încurajezi. Dacă ai vreun sfat pentru părinți, ăsta e momentul să-l adresezi. Nu, trebuie să ai puțină răbdare și curaj. Dacă o să mă descurc sau nu să fiu tată, o să vedeți voi, oameni buni, în Tati Part-Time din 2 ianuarie în toate cinematografele. Sper că o să mă descurc mai mult în viața adevărată. Fiți atenți! Cât poate să fie omul? Nu. Te ajut cu ceva? Nu. Sigur, nu? Hai că am obosit eu. Și credeam că eu sunt împiedicat. E mai greu decât pare. Și aia chiar m-a înțepat. Da. Bună ziua, doamnelor, domnilor, copiilor, părinților, bunicilor. Vă salut pe toți. Sunt Alex Bogdan, tati part-time. Dar mă pregătesc să fiu tati full-time la un moment dat. Sigur, eu m-am introdus așa frumos cum trebuie, dar invitatul meu nu mai are nevoie de niciun fel de introducere și poate se va introduce singur. Marian, spune-ne cine ești și cum vrei. Te salut, te salut, Bogdan, și eu, te salut, și salut. Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu un primul podcast al tău. Da, să nu fie și ultimul. Bun augur. Spune oamenilor cine, poate e cineva în țara asta care nu știe cine ești. Sunt fost sportiv de performanță, am practicat gimnastica timp de 37 de ani, am început chiar de mic, de la 7 ani și jumătate.
Mi-am descoperit atât talentul încă de foarte tânăr. Ca mine. Da? Pentru că și eu sunt fost sportiv de performanță. Sigur, n-am medalii, n-am participat la Olimpii. Eram important foarte aproape. Important este să nu renunți. Nu, dar am renunțat. Chiar am renunțat. Da, deci iată, doi sportivi de performanță, unul mai de performanță ca celălalt. Vreau să zic, în primul rând, felicitări. Știu ce înseamnă la un anumit, știu ce înseamnă performanța, știu cât de greu e să ajungi acolo unde ai ajuns tu, deși eu n-am ajuns, pentru că n-am mai putut la un moment dat. Dacă vorbim de performanță, te referi în orice domeniu. Da, și vreau da. Să te felicit și eu pe tine. Și aici, acest punct de vedere. Și aici mai am de lucru. Vreau să avem o discuție liberă, pentru că mi se pare că e foarte important pentru toți cei care ne urmăresc, care se pregătesc, care sunt părinți, să înțeleagă mai multe despre ce au nevoie copiilor. Și cred că un capitol la care începem să pierdem teren din ce în ce mai mult este sportul. Și vreau să zic că din momentul în care eu m-am lăsat de atletism, pentru că asta am făcut, n-am prea simțit că s-a mai făcut ceva în direcția asta. Adică nu am simțit că sportul pe care eu l-am practicat și care mi-a dus foarte multe bucurii și satisfacții și medalii, nu bani, așa, s-a cam pierdut. Tu, da? Nu a mai fost o prioritate din acest punct de vedere. Da. Dacă până acum lumea înțelegea prin sport înalta performanță, medalii și așa, ulterior lumea și-a dat seama că e mult de muncă, că e foarte serioasă treaba. Deci ne sperie munca. Durează foarte mulți ani până ajungi la o anumită performanță, că nu, anumite sporturi nu sunt foarte bine plătite și nu merită, uh-huh. și neglijează, sunt unii de părere, alte lucruri, că se sacrifică, că se pot accidenta, că fel și fel de lucruri. Mai puțin pozitive, din punctul meu de vedere, dar s-a luat din vedere faptul că, pe lângă înalta performanță, sportul, în primul rând, înseamnă sănătate. Sănătate, exact. În primul rând, pentru copii și, mai departe, odată ce înțeleg că sportul trebuie să facă parte din viață și o practică la, ca și stil de viață sănătos, cu atâta vor fi mai sănătoși, mai educați, mai disciplinați. Mă duci cumva la prima mea întrebare. Am câteva întrebări pentru tine, pentru că vreau să mă lămuresc și eu asupra unor aspecte. La fel cum am vorbit de dispariția interesului pentru un sport numit atletism și evident că sunt alte sporturi care sunt acum la modă și au fost mereu de fapt, cum crezi că se situează gimnastica? Adică în momentul ăsta ca popularitate. Pentru că noi am avut, am fost lideri la un moment dat pe plan mondial în sportul ăsta. Da, într-adevăr, fiecare națiune a avut așa perioade mai bune, mai puțin bune și Rusia, la un moment dat, fostele țări comuniste, da, sovietice, da. Aveau un program centralizat de pregătire în care copiii de la vârste foarte fragede intrau în acea pregătire centralizată cu cei mai buni din țară, din zona respectivă și petreceau timpul aproape un an întreg, 360 de zile, împreună, cazare, masă, nu făceau altceva decât sport pe pâine. Mm-hmm. Și au ajuns la un anumit nivel. E, ce s-a schimbat? S-a schimbat ideea de a mai pleca copilul de acasă atât de mult. Stai, aici un te duci, mă. Da. S-au schimbat multe lucruri. Și cum spuneam, din păcate nu mai avem nici bază de selecție. Noi, așa ca națiune, suntem un popor așa ambițios și uh-huh. talentat așa. Numai că trebuie să ai și o bază de selecție să-i găsești pe aia genial în anumite domenii. Da. Atâta timp cât tu nu creezi o bază de selecție ca să vezi, să încerce mai multe discipline sportive, mai mulți copii, astfel încât să vadă ei mai departe dacă merg către înalta performanță sau pur și simplu pentru un stil de viață sănătos. Corect. Și atunci vreau să te întreb, Marian, crezi că gimnastica în momentul actual ar avea mai multă priză la public dacă s-ar introduce și o minge de fotbal? Efectiv, îi vezi pe copii, fac un șpagat, se dau la bara acolo, la inele, la capără, pe nu știu ce, și arunci o minge de fotbal.
Să știi că majoritatea disciplinelor sportive mai joacă și fotbal, prin cantonamente, prin de câte ori au ei timp liber, mai practică și alte sporturi. Și în general, cei activi așa și cărora le plac mișcarea, mai încearcă și alte discipline sportive. Acum, mingea se poate introduce ca o încălzire, ca un joc de coordonare în gimnastică și așa mai departe. Fără faulturi, fără arbitru, să nu vină să-ți dea roșu. Adică la gimnastică nu e cu cartonașe. Nu, e mai mult pe fair play și ești tu cu tine, nu ciomăgești adversarul sau îi pui piedică. În gimnastică te cam împiedici tu singur și te ciomăgești tu singur dacă nu faci corect anumite lucruri. E foarte apropiat cu ce am trăit eu în atletism, pentru că nu de multe ori s-a întâmplat că dărâmam garduri la prăjină, cădeam pe lângă saltea, adică da, ești... Am văzut cu prăjina. Ești, da, tu cu tine. Da, pentru că mi se pare, apropo de asta, de sănătate și apropo de ce ziceai tu, că părinții au devenit din ce în ce mai grijulii față de copiilor și sunt foarte speriați de cuvântul ăsta, de performanță și de cuvânt, alt cuvânt, de sacrificii. Și atunci pare că noi vrem să protejăm copilul ăsta. Să nu? De ce pare că pentru părinți performanța sau sacrificiile care implică acest nivel de performanță sperie din ce în ce mai mulți părinți și zic, lasă, stai aici, ia tableta, stai pe tableta cum te duci tu să faci mișcare. Da, am observat și la mine și eu chiar am apucat să trăiesc perioadele alea în care ne urcam în copaci. Adică acum suntem prea protectori. Și asta nu-i spre binele copiilor. Pentru că ei trebuie să încerce pe pielea lor foarte multe lucruri ca să învețe. Atâta timp cât noi îi protejăm tot timpul, ei niciodată nu o să încerce ei singuri, nu o să prindă încredere în ei, nu o să nu o să știe care, până unde sunt limitele lor, când poate să le depășească. Și eu de multe ori m-am surprins cumva o protecție de asta mult prea mare vis-a-vis de copii. Ți-e frică. Nu știu de unde vine frica asta, că dacă stau iară să mă gândesc câte lucruri și trăznoi făceam pe vremea mea, și e bine, cred că părinții noștri nu știau. Plecam. N-aveau afară, ne ducea. Unde ești? Deschide radarul. Unde vezi că ia ăsta a ajuns? E la 2 km de casă, trimite după el. Da, făceam tot fel de trăznoi, ne jucam cu chestii. Aveam un gen de elastic așa pe o bucată de sârmă, crăcan, praștia. Și trăgeam cu niște sârme de alea mici care puteai să-i tragi cuiva în ochi, să-l lași orb, toată, adică făceam tot felul, cornete cu cornete, stai, alea deci de aruncam tot, și plesneau, cum se cheamă, pocnitori. Da, cu șurub, cu deci, pungă, așa, dar mai era cu carbitru, cu țevi, cu tot felul, dar auzeam în spațiu, și eram, dar nu că eram, mă speria, eram unde e, vreau și eu. Și eram în spate, comitetul de copii, printre alte jocuri mai light, pietricica, nu știu ce, eram, efectiv, ziceai că eram o echipă de fizicieni, unul care aducea, am luat eu, care și făcea, ea prinde șurubul, deși nu e șurubul ramba, și aruncă, băi, și când aruncam chestia în sus și erau secundele aia până pica sau poc, da. Acum, cred că dacă ai face chestia asta... Da. Tot mă rog, ce s-a întâmplat vreodată, inclusiv cu petardele astea, pognitoarele de... Petardele, jucările. S-a întâmplat vreodată una să se declanșeze mai repede decât... Nu, niciodată, am fost norocos. Să-ți bubui mână, mie mi s-a întâmplat odată. Și de atunci nu prea m-am mai atins de pognitori. Da. Să ne întoarcem la sport, pentru că... Ne întoarcem de sport și mi-ai pus o întrebare la început și n-am apucat să termin. Că unde ne situăm noi cu gimnastica în România. Așa, corect, și dacă corect. Mai vin copiii la gimnastică. Să știi că am rămas surprins, uite, de când un an de zile împlinim perioada asta, chiar un an de zile, de când am deschis Academia Marian Drăgulescu și chiar înainte să o deschid, am avut o perioadă destul de lungă în care despre gimnastică se vorbea doar de lucruri negative. Că s-a întâmplat nu știu ce cu nu știu ce gimnastă, că inclusiv în perioada asta, că nu mai sunt bani pentru a susține și așa, lucruri negative. Și chiar mă gândeam, aveam așa un pic, mi-era un pic teamă, zic, mă, mai vin copii la gimnastică, crede-mă că copiii sunt în continuare fascinați de elementele din gimnastică. Și ele sunt elemente de bază, o roată laterală,
un stând în mâini, stând pe mâini, un pod. Asta la chiar, podul. Deci sunt fascinați. Sunt mulți copii care învață singuri acasă. Se aruncă în pat, pe canapea și așa mai departe. Au multă energie. Am fost nu de mult la două petreceri, mă rog, evenimente, botez, nunt așa. Mă, erau copii acolo, făceau roata laterală, era un copil, dacă n-a făcut 100 de roți laterale, n-a făcut deloc. Da, deci asta nu presupune că acum copiii care vin la gimnastică trebuie să fie neapărat, trebuie campion mondial, trebuie să intre. Cine vrea, cine simte că chestia asta e atât de puternică în ei, poate să continue pe drumul ăsta și părintele să fie atent la ce își dorește copilul. Adică... E foarte important să sprijin copilul acolo unde îi place lui, unde are pasiune. Acolo unde există pasiune, și un pic de talent, acolo să-ți încurajezi copilul să meargă în direcția. Că vorbim de gimnastică, că vorbim de alt sport, că vorbim de în alt domeniu, susține-l acolo. Dar, da, la nivel de stil de viață sănătos, sportul, la un nivel mic măcar, trebuie să facă parte din viața oricărui copil. Cred că am mai spus chestia asta și mi se pare că e important să o amintesc mereu, e că tot ce înțeleg eu acum în viața mea, dar și în profesia pe care o practic eu, și în actorie, disciplină, profesionalism, faptul că la antrenamente tata îmi zicea tot timpul când mă pregăteam, consideră fiecare antrenament ca un concurs, adică dă tot. Pentru că din momentul în care tu dai tot într-un antrenament, după aia tu îți depășești o limită. Dacă ești tot timpul cu frâna trasă, nu o să știi niciodată până unde poți să te duci. Așa. Dar să te mai întreb o chestie, pentru că apropo de cum alegi un sport și cum îți dai seama la ce sport e talentat copilul. Eu, în mintea mea acum, pentru că în ideea că o să am copil și nu știu cum fac să-l găsesc, cum aș putea să-mi dau seama la ce e talentat copilul sau ce sport îi s-ar potrivi? Să pun pe televizor oare toate sporturile și să le dau până face cu mâna la ceva? Adică cum îmi dau seama la ce e potrivit copilul? Îi cred dau că, fotbal, face, nu... Cred că și la școală se mai vorbesc copiii între ei. Se mai face mai sport la școală. Vorbim de copii mici? Așa, da. Da? Micuți, da, micuți. Și acolo mai au probabil și opționale în care au șansa să ia contact cu ce opționale sunt la acea grădiniță, școală și așa mai departe. Să știi că copiii mai preiau și din desene animate sau din filme. Au fost multe filme sau desene cu anumite sporturi, cu gimnastică, cu fotbal, cu not, unde copiii s-au îndrăgostit de acele... Cu golf, nu? Pentru că da, n-ai ce să... Într-adevăr, YouTube-ul iarăși ajută, da, ajută și mai ales ajută să nu se sperie copilul neapărat de o anumită activitate. Și la gimnastică, eu am noroc că atunci când vin copii, părinții cu copii, deja au făcut așa le-a făcut o cunoștință cumva copiilor cu ceea ce o să facă, da, da, acolo la noi la gimnastică. Le-a arătat o imagine, nu știu, le-a mai arătat un filmuleț cu mine, păi uite, te duc la campion, nu știu, uite ce se întâmplă acolo, uite ce faci. Trebuie să adică vrea să se întoarcă copilul. I-a pregătit puțin. Da. Înainte. Dar știi că acum e... Și ce sport? Scuze-mă că te duc, și ce sport? Acum, cum da? Poate încerca mai multe. Adică, poți să-ți dai seama, mai ales când sunt copii mici. Bine, sunt anumiți părinți care, clar, au 2 metri. E clar că copilul respectiv va crește. Când părinții sunt de 2 metri, e clar că și copilul va ajunge undeva la 2 metri. La 2 metri, deja... te încadrezi la basket, te încadrezi la poate not, volei, fotbal, poartă, handbal, fotbal, adică deja știi la polo, că stai în picioare în apă, efectiv, da? La polo, efectiv stai, da, în picioare în apă, nu mai nu, spre exemplu, mergi. Gimnastica nu prea merge. Nu prea. Dar de ce nu merge dacă ai 2 metri la gimnastică? Pentru că la noi trebuie să ai explozie, trebuie să fii foarte rapid și cu cât ești mai scund de înălțime, cu atâta reacțiile sunt mai rapide, te ghemuiești mai repede, la o înălțime foarte mică te dai mai repede peste cap, te da, vârzi mai ușor. Dar nu poate să fie făcută o secțiune specială a gimnasticii pentru oameni înalți? Adică să fie... De asta zic.
Dacă vorbim de înaltă performanță, nu. Nu prea. E, dar dacă vorbim de un stil de viață sănătos, făcând gimnastică până la un anumit nivel, oricine poate să facă gimnastică, de la copii... Până la... Da. De deci la nu e limită de vârstă la gimnastică. Să zici, domnule, gimnastică toată lumea o asociază. Văd pe YouTube și persoane la 70 de ani, 80 de ani, în Germania, o liga lor de gimnastică, de veterani, unde vin persoanele care au ieșit la pensie. Au competiții între ei. Apropo de gimnastică, Marian, crezi că ar fi timpul să scoatem notele? Că... Acum, în școală, e cu foarte bine, e bine, satisfăcător, nesatisfăcător. Notele mie mi se pare, uite ce i s-a întâmplat Nadiei, i-a dat nota 1. Nu se face. Deci nu se face. Dar mie mi-a dat nota 0 când am inventat eu săritura Drăgulescu, că nu aveam cod de... Și ce au zis aia? Nu există? Sau ce? Cam așa, până să o prezint, trebuia să bag codul săriturii și dacă nu prezentasem nicăieri, am trecut 0. Și au fost arbitri acolo, ce sare asta? Ce mai sare asta, că deja e zero, adică... Da. Păi și cum s-a întâmplat? Și după aia vreau să... După aia mi-a omologat săritura și acum este în codul de atunci, este în codul de punta și are și un și cod. Câți oameni folosesc săritura ta? 7 ani de zile n-a folosit-o nimeni. De frică? De frică. La modul era prea dură, serios, da. Adică ziceau, facem un Drăgulescu, nu te bagi, nu e prea... Dar 7 ani au tot încercat-o, că eu câștigam pe oriunde mergeam, câștigam cu ea și erau toți, mamă, vrem și noi, dar nu putem. Și atât au sărit, după 7 ani au apărut, au început să apară. În momentul de față e o săritură, una dintre cele mai puternice sărituri. Încă în momentul de față, deși am inventat-o în 1999, deci acum 14 ani, mulți înainte pentru săritură. Da, că... mulțumesc. 24 de ani. 24 de ani. 24. Așa. Trece vremea. Dar apropo de săritura asta, presupun că orice gimnast care îți folosește semnătura, după aia îți trimite... Nu e. 100 de euro, adică se-o bagi în bază de... Atletismul ăla care a aruncat primul cu bila și aia care l-a urmat varsă trimite niște cadouri. Păi ce faci? Păi eu am muncit sărbători. La săritura asta, e parte din mine și tu o folosești, sigur, e dificilă și bravo ție că reușești să sari, dar hai să o atenție. Păi da, dacă pormul trimite și nota de plată de la spital după ce a sărit și nu e ieșit treaba cum a trebuit. Gata, lasă, deci, nu cere nimic. Lasă așa. Deci, săritura Drăgulescu pe barba voastră, cum ar fi, așa. Adică dacă o încercați. Bun. Mai am foarte mulți prieteni mult mai harnici ca mine care au făcut copii. Eu am 37 de ani, câți ani ai tu de când? Și vreau să te întreb, mulți copii care au... Pentru că, apropo, copiii văd ce văd la părinți, cam cumva împrumută stilul lor de viață. Și am mulți prieteni care sunt niște firi mai leneși. Și atunci și copiii sunt așa mai leneși. Cum putem să motivăm copiii să facă sport? În afară, să zic, de ce văd la părinți. Dacă părinții nu fac sport, cum? Prin joacă. Noi tot timpul încercăm să-i atragem prin joacă. Adică poți să faci pregătire fizică. Puținor copii le place să facă exerciții fizice, da, de forță. Flotări, bagăm 10 flotări. Abdomene, bricege, genoflexiuni și așa mai departe. Dar prin joacă, uite, chiar zilele trecute am avut o ștafetă, o competiție așa între două echipe în care, în loc să alerge, au alergat un număr de ture, să zic așa, după care am început să băgăm genoflexiuni în loc distanța pe care trebuia să o fac alergând, prin genoflexiuni. Pe urmă, prin tot felul de exerciții de-astea, antrenante și prin joacă, nu și-au dat seama când au făcut și febră la picioare și așa. Mersul piticului, iarăși. Da, prin joacă, să-i păcălești prin joacă. Prin joacă, dar până la urmă câștigul este al lor. Dar hai să-ți propun altă păcăleală supremă. Dacă o să am copil, copil și e cam leneș și eu am o perioadă în care nu pot să fac sport prea mult, pot să iau o bandă de aia de alergat și să o pun în fața televizorului?
Nu, sau o bandă de alergat pe un scaun. Dacă stă la laptop, măcar picioarele se fac așa, pe sub. Măcar îți dea din piciorul și acolo, ca un hamster mic. Da. Ca acum, nu putem să nu vorbim despre asta, tabletica, laptopuțul, calculatorelul, așa, e foarte greu să-i scoți de acolo. Și acum, nu știu dacă ai văzut, sunt copiii, se uită pe YouTube sau pe ce se uită ei, la alți copii care se joacă. Da. E ca și cum ai zice, tu faci sport? Nu, eu mă uit la ăla care face. Da. Bine, au apărut și jocurile astea, nu? Fotbal pe joystick, pe calculatorii de când lumea, cum ar veni. Deci măcar ăla leargă, bine tu dai doar din... Bine că au degetele formate. Da. Da, e și asta o chestie. Trebuie să existe un echilibru, o măsură. Acum nu putem să ignorăm tehnologia. Normal, și sigur. Îți aduce și asta o bunăstare, o... Dar devine cuvântul ăsta, echilibru. Dacă există un timp Uite, te lasă, te joci pe tabletă, dar uite dacă vrei să mergem și o oră la plimbare sau uite să batem mingea, să ne jucăm cum e. Pase. Da. Nu știu, hai să ne ducem să la cățărat. La cățara, corect. Hai în să copaci, mergem, uite, luna într-o asta, drumeție. 2-3 luni, uite, să înveți să noți. Ceea ce e un lucru foarte important, din punctul meu de vedere, toată lumea ar trebui să știe să noate. Nu se știe cum te pune viața asta într-o situație în care ai nevoie apoi peste tot. E mai mult apă ca pământ. Exact. Nu se poate să nu știi să notezi. Deci vă rog frumos, învățați să notați. Eu știu că eu m-am oprit din sport la 20 de ani. Adică sportul profesionist. Adică ăla super așa. De la ce vârstă ai început? De la vârsta de 7-8 ani. Oh. Și știu că am avut perioada aia de frustrare. Ai trecut prin toată perioada asta. Păi, noi la mine, la Târgu Ocna, acolo, nu aveam alte opțiuni. Exista stadionul și era ori fotbal, ori atletism. Noroc. Dar erați în cadrul unei echipe? Sau tata era antrenorul și eu mă duceam la tata. La antrenament. Doar că am avut perioada aia și probabil poate și drăguț să discutăm asta, perioada de frustrare, pentru că e vârsta aia de la 7 până la 7-8 ani am apucat, până pe undeva la 13-14 ani, în care simțeam că nu fac progrese. Mă uitam la televizor și vedeam, păi, toți erau bine, six-pack, eram... Și țin minte că am avut o criză, eram în cadă, mă spălam și am avut o criză, plângeam și a venit mama, nu știa, copilul ce-a făcut, s-a căzut, s-a necat, așa, și am zis, ce ai pățit? Și când mi-am dat seama, am început să plâng, eu de ce nu am abdomen ca aia pe care îi văd eu la televizor, atleți, că se mai dădeau pe vremuri concursuri. Și mama mi-a zis o chestie foarte tare, cumva, și am ținut-o minte de atunci. Ai răbdare. Și, da, într-adevăr, faptul că nu m-am lăsat, că și ăla e punctul critic în care tu mergi, vrei, toată lumea vrea acum, știi, să se întâmple, acum. Acum, s-a rodat în apă și când am ieșit vreau să știu să not. Gata, m-am aruncat în apă, merg pe dedesubt fără să țin cu respirația ținută, dar lucrurile durează. Și atunci, cum vorbim cu copiii noștri dacă au sentimentul ăla sau momentul în care vor să abandoneze ce face, le face plăcere, dar îi frustrează că nu simt ei că nu progresează? E foarte important să pui întrebări. Că în funcție de asta afli cât mai multe detalii despre ce îl oprește pe el să meargă mai departe. Să comunici mereu cu copilul. Exact, că întâmpin o situație de genul ăsta. Și într-adevăr, ai nevoie de susținere. Ai nevoie de susținere și ca adult, și ca părinte, și ca copil. Oricând, e bine să ai pe cineva și care tu poți să mergi până într-un punct. Ai nevoie din moment în moment, la un anumit timp, ai nevoie de cineva care să te împingă un pic. Să depășești. Da. Cum a fost vorba aia pe care mi-a zis mama. Adică, și poate să vină de la părinți, poate să vină de la antrenor, poate să vină de la alt copil, coleg, poate să vină din... Și într-adevăr, nu la scurt timp, dar în câțiva ani am intrat cumva în circuitul de sport, de concursuri și da, aveam pătrățele, aveam un ritm de viață extrem de sănătos și acum mi-am dat seama,
pentru mine, pentru un copil care creștea într-o perioadă în care nu aveam atât de mult televizor, internet, nu exista nimic, faptul că eu mergeam la concursuri și la antrenamente era un moment de socializare. Ce mă bucur acum că n-aveam pe vremea lui, n-aveam decât 2 ore televizor, transmisiune sau cât era. Cantonamentele. Doamne, ce era acolo, s-a adunat toți copiii din toată țara, mai vorbeai cu unul de pe la Botoșani, pe unul de la Bacău, de la București, de la Craiova, Cluj, și se întâlneau, ne întâlneam toți acolo și musteam așa. Am fost la Târgu Mureș și învățasem ungurește de acolo, de la colegi. Adică, asta mi se pare că e important, știi? Mai ales dacă copilul tău e prea mult investit într-un calculator singur, așa, trebuie să înțelegem că socializarea pentru un copil e cu atât mai importantă. Și sporturi care implică, de fapt, socializare. Păi să știi că am prins și vremurile alea când aveam televizor, aveam 2 ore pe zi transmisiune și alea, mă rog, nu erau distractive. Țin minte că apăruse și la noi calculatoarele. Da, mă rog, adică erau... era la un moment dat, duceai la centre de astea unde erau mai multe calculatoare și plăteai cu ora. Da. Stai să te joci acolo, la un moment dat te puteai juca în rețea cu mai mulți, erau 10 calculatoare, tu aici, al treilea erai cu el, bă, hai, facem echipă. Deci au fost și la noi chestiile astea și ne-am luat și pe noi pandaliile. Țin minte că și eu pe calculator am avut perioade în care 5-6 ore când aveam... Dar puteai să te joci, să stai în șpagat ca să nu-ți pierzi... Dar exista programul ăla. Deci chiar dacă exageram într-o parte, știam, băi, aici gata, punem stop, ce urmează, avem, uite, trebuie să mergem aia, trebuie să facem chestia aia, să mergem acolo, adică și cum să zic, nu poți să exagerezi prea mult dacă ai o disciplină și știi că trebuie să faci și aia, și aia, și aia, și aia. Că la un dat, dacă exagerezi prea mult, nu mai poți să le faci pe celălalt. Corect. Și atunci, tocmai de aia, ai parte și de bucuria aia și de nebunie, dar nu neglija celelalte lucruri importante. Sănătatea și domeniul pe care ți-l alegi tu în viață să ai succes. Da. Pe care te pasionează. Pentru că țin tot timpul să mă întorc la chestia asta, oameni buni, faptul că copilul se apucă de un sport, asta îl ajută în absolut orice profesie și alege el după aia. Adică... Zice și de răbdare. Și într-adevăr, uite, spre exemplu, eu primele medalii importante la campionatele europene le-am obținut după 10 ani sau 11 ani de activitate. Ce ai simțit și tu momentul ăla că vrei să abandonezi, că vrei să te, vrei de să te oprești? Plus că eu am schimbat 3 antrenori până să ajung în punctul 3, 4 antrenori. Deci cel care m-a selectat din școală, am lucrat 2 ani cu el, pe urmă a plecat în Canada, am rămas singur fără echipă, m-am transferat la alt antrenor cu altă echipă. Al doilea antrenor a plecat în Spania după vreo 3 ani. Dar ce le faci de pleacă? Ani. Ce le făceai de pleacă? Eu mă duc cât mai departe. Am mers și pentru o situație mai bună, s-a evit o oportunitate, habar n-am. Dacă îmi zici și că al treilea a plecat... Nu, al treilea a plecat în cer, okay. din păcate. Aleo. Eram singur că trebuie să fac o gafă. Da, și m-a ținut pasiunea, mi-a plăcut foarte mult. M-am regăsit... Îmi plăcea să împart pasiunea mea cu alți colegi, nu știu, mi-a plăcut, asta m-a ținut acolo. Și e important dacă vezi copilului că îi place o anumită activitate, e bine să-l încurajezi. Uite, spre exemplu, că ziceai că copiii ce văd la părinți, cam asta fac și ei. Inclusiv copiii mei au făcut amândoi gimnastică, mă rog, până la un punct. Fetița acum desenează pe partea artistică mai mult. Superb. Iar băiatul a făcut gimnastică până a ajuns la lotul de juniori. Adică chiar am zis că gata, asta a intrat e. Pe... Duce tradiția mai exact, departe. Exact, rachetă. Hai, campionul meu. A ajuns la lotul de juniori după 6 luni, a zis că el nu mai vrea să facă așa ceva. Că i-au dat săritura Drăgulescu și a zis, săritura Drăgulescu s-o facă tata. Da, da. Într-adevăr, eu nu mă ating, eu vreau săritura mea. Dar tu mai poți să faci săritura aia acum? Mai îmi zice lumea, hai, nu mi-a rășit. Da, exact. Auzi, chiar așa. Ești actor, zi o glumă. Da.
Eu zic, eu ca să mai fac sărituri, apoi trebuie să mă bag în cantonament un an de zile, cel puțin. Vai de capul meu. Și nu ești atunci sigur... nu știu dacă mai, că mai trecut ceva. Deci ani, ai sărituri cu ambulanță. La da. Și de asta zic că băiatul, uite, chiar în punctul la care am crezut că gata, merge pe drumul ăsta, a renunțat la gimnastică, a cotit și a ales să studieze chitara și cantul. Și am zis felul următor, zic, să știi că orice ai alege tu să faci, te susțin, dar să știi că fără disciplină, seriozitate, nu o să ajungi nicăieri departe. Deci, ai grijă ce ales să faci, mm-hmm. să-ți placă și de acolo muncești astfel încât să fii cel mai bun. Și să știi că are și ureche muzicală, păi are și n-ai, o voce n-ai cum fără. Foarte frumoasă. Câți ani are băiatul tău? 17 ani, 18. Deci de. Să presupun că se va lansa? Păi o să auziți de el în deci... cel mai scurt timp. Deja are, mă rog, anumite evenimente la care participă. Și da, deci o să încasează, gata, la... produce omul, produce, aduce la întreținere, face tot, perfect. Auzi, Marian, știi că, adică eu am simțit pe pielea mea pe undeva după 30 de ani că mi-a scăzut energia așa, că am obosit, că aia ziceam, că m-am oprit de sport și după aia... Că vorbeai de pătrățele mai devreme, da, că plângeai. Eu acum plâng, când mă uit în oglindă, că au dispărut pătrățele și nu înțeleg de ce. Ele sunt acolo undeva, ele sunt dedesubt, dar ne-am pus acest costum de burtică și de viață. Eu să știi că toată viața nu mi-am pus problema de pătrățele. Eu nici nu mă chinuiam să... făcând atâta sport zilnic, 5 ore pe zi, adică veneau de la sine. Da, era... nu aveau cum să plece de acolo. Niciun efort în plus nu făceam. Puteai să mănânci dulciuri în continuu. Și acum îmi dau seama, de 2 ani de zile de când m-am retras în activitate, că trebuie să depun efort mare exact. Să pun pătrățelele exact. Alea înapoi. Și mi-am dat seama că nu e suficient doar efort mișcarea, ci un întreg stil de viață mâncărica. Diferit. De la alimentație, mișcare și așa mai departe, odihnă și, e, și asta. Cum îi convingem noi pe copiii ăștia care sunt plini de energie să le spunem bre mai potoliți-vă ca să aveți energie și după 30 de ani? Adică putem să compartimentăm cumva energia asta în copii? Să înțeleagă. Să înțeleagă. Mai stai locului ca să ai și la, să se înmagazineze energie. Nu, să culețe cu energie. Nu se păstrează și e mai bine să și o consume și într-un mod constructiv, astfel încât să acumuleze cât mai multă cunoaștere, informații și tot ce aduce. E bine să ai un copil cu energie. E bine. Dar sunt perfect de acord, dar ca să mă întorc un pic la începutul discuției cu apropo de lipsa de interes și autorităților în fața fenomenului sportiv, că se simte grav de tot, oare crezi că statul român nu înțelege că acești copii sunt viitorii plătitori de taxe, că trebuie să fie sănătoși? Să le dea să facă mai multe stadioane de atletism, săli, mai multe chestii, ca să-i țină sănătoși și să poate plăti taxe, să trăiască cât mai mult. Știi ce cred eu? Că atâta timp cât a fost pe vremea comuniștilor, era o persoană care dicta și ocrotea toate chestiile astea. De când s-a terminat, avem 100 de persoane care zic că așa e bine, că așa, adică nu mai e unitate și nu cred că mai interesează pe cineva foarte mult aspectul ăsta. Toată lumea vrea rezultate acum, pe loc și așa mai departe, nimeni nu se înhamă pe termen mediu și lung pentru că se schimbă și partide și condiții și așa, pe nimeni nu interesează. Da, asta trebuie să fie o prioritate pentru absolut toți oamenii care vin acolo. Ușor, ușor ajungem și noi ca în țările de afară în care mediul privat să susțină toate lucrurile astea. Și să știi că vorbim de gimnastică, au apărut din ce în ce mai multe cluburi private care aceste cluburi private vor crea și acea bază de selecție pentru sportul de înaltă performanță, dar în același timp vor crea și vor ajuta copiii să înțeleagă că sportul trebuie să facă parte din viața lor de zi cu zi. Pentru că mi se pare cu atât mai important și având exemplul lui Gică Hagi cu Academia, e, care, adică, e, eu idolul meu. Și al meu.
Deci mulți oameni se leagă de felul în care se exprimă, nu știu ce, ideile lui, ideologia, mentalitatea lui de a pune accentul tot timpul și tot timpul în interviu spune puneți accentul pe tineri, că ăștia sunt viitorul nostru. Mi se pare o mentalitate atât de sănătoasă și că ar trebui, nu că, cum zicea el, că ne facem statui, să aibă, nu știu, toate străzile din țară să fie Gică Hagi. Și oameni ca el și ca tine, care gândesc pe mediu și lung și fac aceste lucruri ca să susțină sportul, gimnastică, că fie toate sporturi diferite, mi se pare ceva foarte extraordinar și te felicit că ți-ai depus și îți depui energia în sensul ăsta și sunt sigur că o să se simtă mai departe roadele și o să culegi, probabil sunt sigur că o să ai și viitori campioni mondiali, dacă nu? Doamne ajută, ne dorim, eu antrenez în alta performanță la Clubul Steaua, iar la Academie inițiere în gimnastică pentru stil de viață sănătos, dar și pregătim pentru marea performanță în gimnastică și în celelalte discipline, pentru că gimnastica stă la baza tuturor ramurilor sportive. Dar și de acolo îi aduc la Steaua doar pe cei care într-adevăr au calități extraordinare. Dar dacă o să ai vreodată copii, băieți, fete care să fie campioni mondial, la final le pui contract. Știi ce o să fac? O să fac cum au mai făcut și alți sportiv cu mine, în sensul în care când erau ei mici de concurs, pentru că am avut o carieră destul de lungă, eu am prins sportivi care erau juniori, care aveau 7, 8, 9, 10 ani și pe urmă i-am prins și când erau ei de 18, 19 ani și au o poză de când erau ei mici cu mine, da, și o poză, și după aia, da, de când sunt mari cu mine. Așa o să fac și eu. Uite de unde ai plecat de la Academia Marian Drăgărescu, ce mic erai. Și, după și acum uite cum ai crescut. Și eu aici sunt. Aici sunt. Marian, îți mulțumesc foarte mult că ai venit, că am avut această discuție. Mi se pare cel mai important, având în vedere că mă pregătesc să fiu tată, că mă gândesc din ce în ce mai mult la chestia asta și că pentru mine personal sportul a devenit acum, apropiindu-mă de vârsta de 40 de ani, cu atât mai important, pentru că, na, fleșcăială, mai pică, sufletul e tare, dar corpul nu te lasă. Și dacă ai vreun sfat pentru părinți, ăsta e momentul să-l adresezi. Nu pot să zic că sunt expert, dar pentru tine așa ți-a spune că ești un tip care pune pasiune în tot ceea ce faci, ceea ce e super, super tare, pentru că asta îți dă motivația să mergi mai departe și să faci lucrurile foarte bine. Trebuie să ai puțină răbdare și curaj. Plăcerea să fac copilul o să o am, dar după aia urmează partea mai... După aia urmează răbdarea. Dacă o să mă descurc sau nu să fiu tată, o să vedeți voi oameni buni în Tati Part-Time din 2 ianuarie în toate cinematografele. Sper că o să mă descurc mai mult în viața adevărată. Marian, îți mulțumesc și baftă foarte mult cu Academia. Doamne ajută, mulțumesc, că abia aștept să văd și eu filmul. Ești invitat. Și am văzut trailer, mi-a plăcut mult de tot. Mulțumim frumos. Ești persoana cea mai potrivită. Sport. Hai, copiii la sport. Haideți, vă rog.